Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De o vreme încoace, de când am descoperit cu toții o mulțime de resurse pe YouTube sau diferite alte resurse audio sau video, am descoperit și o categorie de vorbitori, le spun eu, speaker motivaționali. Unii sunt specializați deja într-un domeniu care a căpătat mare popularitate, mai ales în generația milenialilor, și anume vorbitori care vorbesc despre un subiect care pe mine nu mă pasionează foarte mult, dezvoltarea personală, sau nu este ceașca mea preferată de ceai, ca să spun așa, sau prăjitura mea preferată, dar am descoperit o carte pe un subiect asemănător sau pe acest subiect care mi-a captivat atenția, am deschis-o și am avut o surpriză foarte plăcută. Este o carte care se intitulează Metacogniții, pietre de hotar pentru dezvoltarea personală. O voi prezenta și dumneavoastră. Este editată de editura Rizoprint. Felicitări pentru grafica excelentă și mai ales felicitări autoarei. Psiholog clinician Anca Axente, care este pentru a treia sau a patra oară în studioul nostru. Bine ați revenit! Mulțumesc frumos, bine v-am regăsit. De data asta primiți felicitările noastre pentru această carte care arată bine și se pare că sună bine. Am survolat-o mai întâi cu mare curiozitate, apoi am început să citesc pagină cu pagină și aș vrea să intrăm puțin în detaliile cărții, în intimitatea cărții și eventual să-i motivăm pe cei care sunt preocupați de subiect să citească Pietre de hotar pentru dezvoltarea personală. Care este istoria cărții? Cum anume ați ajuns? Pentru că trebuie o anumită motivație ca anumite gânduri, anumite experiențe din practica de psiholog să ajungă pe hârtie. Care e istoria din spate? Așa aș fi pornit de la clienții mei, cărora le spuneam și încă le mai spun să-și noteze gândurile importante din timpul terapiei, pentru ca terapia ulterioară să fie inutilă, adică să regăsească acele gânduri când mai au nevoie de ele și să nu trebuiască să recurgă din nou la terapie. Asta facem și împreună, facem și înspre final și apoi a venit ideea să îi ajut în sensul acesta, să le schițez eu câteva lucruri pe care le repet multor clienți și să îmbogățesc repertoriul acestor gânduri. Și, bineînțeles, ideea este că ceea ce fac cu clienții mei nu este un secret neapărat. Sigur, este secret profesional ceea ce discută ei cu mine, dar ideile pe care... Identitatea, numele acestea sunt secrete. Sigur, da? Ideile pe care le vehiculez în timpul terapiei ar trebui să fie știute de către toată lumea. Cine știe dacă nu previne acest lucru recidiva la unii sau chiar instalarea unor probleme mai mari. De acolo a pornit cumva dintr-o nevoie de a pune pe hârtie ceea ce toți spun, dar mi se părea că spun fără să rămână undeva. Și am început să schițez aceste lucruri oriunde eram, oriunde mergeam, aveam un carnețel la mine și fie la o cafea, fie pe plajă, oriunde aveam timp, făceam lucrurile acestea și s-au adunat gânduri. Inițial, acum sigur că nici eu nu am agreat inițial ideea, dar am gândit pentru varianta online, dar nu mi-a plăcut și am spus hârtia este hârtie. Foarte bună alegere, da. Nu facem economie când este vorba despre sufletul omului. Mai ales despre lucruri importante și mai ales cred că este important că lucrurile acestea au apărut, pentru că noi românii avem o oarecare reticență, ca să nu-i zic altfel, rușine
să ajungem la psiholog. Dacă ai ajuns la psiholog, deja prietenii, apropiații se întreabă, sigur, ești bolnav. Și s-ar putea ca pe unii să-i ajute fie nu să se autodiagnosticheze și să se trateze singuri, dar măcar să înțeleagă despre ce e vorba, să-și înțeleagă starea și apoi eventual să apeleze la ajutor. Da. Să explicăm puțin titlul. Titlul m-a surprins. Prima dată, la prima citire, așa, cred că citeam ceva istorie și când am citit metacogniții, mi s-a dus gândul la ceva, o categorie de populație sau o etnie, după care m-am uitat la explicații, la introducere și mi-am dat seama despre ce este vorba. Ce sunt metacognițiile? Care, explicați-ne puțin titlul. Un cuvânt mai necunoscut și care strânește curiozitatea, ceea ce este bine, pentru că încerci să deschizi cartea să vezi ce este. În același timp, este un cuvânt de care nu depindem ca să avem ceea ce conține acel cuvânt. Așa cum pentru credința noastră în Dumnezeu, nu trebuie să avem alte dovezi decât prezența Lui, chiar dacă noi nu credem că există, El tot există. Așa este și cu anumite abilități pe care le avem și care sunt tot mai necesare acum și practic dacă nu conștientizăm că le avem, pierdem destul de mult timp și energie, efort pentru a ne lupta cu niște probleme care nu sunt probleme. Și iată că nu este o carte care se adresează persoanelor care au neapărat o tulburare emoțională sau psihică, așa, în sens larg, ci oarecum pentru dezvoltarea personală, bineînțeles, vom clarifica și acest lucru, metacognițiile sunt, de fapt, gânduri despre gânduri, dacă luăm așa etimologic. Da, da. Și gândurile despre gânduri înseamnă capacitatea noastră de a reflecta asupra gândurilor cu scopul de a schimba ceva la nivel comportamental sau emoțional. Este pârghia necesară pentru acest lucru. Dacă aceste metacogniții sunt bine dezvoltate, dacă ele fac parte din repertoriul nostru conștient, de fapt este vorba despre utilizarea conștiinței în tot ceea ce facem. Nu trăim ca niște orbi, ci suntem chemați să conștientizăm, să ne cercetăm, de exemplu. Această autoanaliză este încurajată și în Scriptură. Nu suntem străini de acest lucru. Da, iată zic Duhului meu, spune psalmistul. Și totuși nu e periculoasă asta, mai ales pentru cel care nu este antrenat, cel care n-a avut exercițiul respectiv, nu l-a practicat, nu știe despre vorbirile cu sinea lui Augustin, spre exemplu, sau nu are capacitatea de autoanaliză. Trebuie să admitem că există oameni care au educație diferită, au capacități diferite de analiză a realității. Ce să mai spunem de introspecție, de întoarcerea în sine? Nu este periculos asta fără ghid, fără călăuză? Noi avem asta instalat în softul nostru oricum sau în hardul nostru. Prin creație, prin creație. Doar faptul că știm că o avem ne ajută. Un copil nu are foarte multe metacogniții. Dacă ne gândim, de exemplu, că aceste metacogniții ne ajută în situații noi și dificile, în care este nevoie de o prelucrare mai complexă. Și în aceste situații avem un conținut, sunt două aspecte care ne interesează cu privire la metacogniții. Aspectul structural, ce tip de informații se vehiculează în mintea noastră și respectiv cum se procesează aceste informații, de ce abilități avem nevoie. Și din prima categorie avem cel puțin 4, dacă nu chiar 5 aspecte sau 5 tipuri de informații. Primul tip este cel al informațiilor declarative, informații despre lumea asta și despre lumea interioară și despre emoții, tot ceea ce numim conceptual. Apoi avem informațiile declarative sau conținuturile procedurale, cele care necesită abilități practice.
Aici putem aminti de lucrarea științifică a lui Thomas Kuhn, Structura revoluțiilor științifice. Da, da, ce carte, no, 1962. Da, se da. Vorbea despre metastrategii. Uh-huh. Deci foarte devreme a apărut termenul acesta și Știința fiind analizată științific de oameni de știință. Exact. Și metodologiile științifice fiind analizate. Și foarte aici, interesant. Da? De aici amintim și a treia categorie cu cunoașterea în general, faptul că noi avem cunoștință despre cum cunoaștem. De asta se ocupă mai ales epistemologia, filosofia. Și este foarte interesant să știm, bineînțeles, acolo nu avem toți acces, dar avem un beneficiu dacă ne facem loc în lumea gândurilor filozofiei până la un punct. Desigur, este o discuție în sine. De asemenea, sunt informațiile despre noi, informațiile sau conținuturile autobiografice cu care noi lucrăm, amintiri, le spunem pe scurt. Și avem cunoștința a ce? A binelui și răului. Conștiința. Să vedem dacă am înțeles bine. Am frică de întuneric, am frică de necunoscut, am o teamă naturală să intru în pădure. Intru în pădure și mă tem. Asta este o frică sănătoasă, pot fi animale sălbatice, dar imediat îmi fac o autoanaliză. Stai puțin, sunt în pădurea de lângă casa mea, e pădurea Felix, n-am de ce mă teme, nu sunt animale sălbatice, asta este o frică pe care o pot depăși și încep să... Da, asta ar fi o metacogniție, exact. Da? Îmi analizez, reevaluez preajma, îmi reevaluez istoria, mă duc în spate, domnule, m-am temut degeaba de întuneric, nu-i bau-bau, nimeni nu stă sub pat. Sunt niște istorii în spate traumatizante cu pădurea și atunci pot să pășesc înainte și pot să fac o plimbare la aer curat. Iată, am luat 5 decizii care pot să instaureze un obicei, care îmi pot schimba viața spre bine, sănătate și așa mai departe. Exact. Da. Supun aceste informații unei judecăți raționale pentru a lua o decizie dacă eu consider acele informații valoroase sau nu, bune sau rele, adevărate sau false, folositoare sau nefolositoare. Yeah. Și aceasta e a doua structură sau, cum spuneam, funcționalitatea metacogniților și anume este legată de control, de autoreglare, cum reglezi la mediul, la mediul social de asemenea. Este un construct care implică cooperarea și se formează în acest fel. Dacă avem de-a face cu copiii lup care nici măcar nu învață limbajul, nu putem vorbi despre metacogniții. Așa cum spuneam, copiii până la o anumită vârstă nu au acele funcții ale controlului și pe care le amintesc pe scurt ca să încurc și mai mult lucrurile. Una este capacitatea de inhibiție pe care o achiziționăm cel mai devreme în viață, pe la vârsta de 4 ani. După aceea este cea de comutare atenției, flexibilitate, dacă vrem să spunem. Capacitatea aceasta de asemenea ne ajută să controlăm și cea de actualizare a informațiilor din memoria de lucru, care ne ajută să continuăm activitatea curentă, să nu trecem de la o activitate la alta fără sens. Acestea trei sunt oarecum recunoscute și structurate în literatura științifică și ne ajută să realizăm acel control de care spuneam și ca să fie puțin mai clar ce înseamnă acest control, de exemplu, în educație, mai ales sau în business, se folosesc pașii aceia de planificare, evaluare pe parcurs și evaluare finală a rezultatelor care sunt realizate cu ajutorul metacogniților. Da, foarte interesant. Dezvoltarea personală, mai ales în ultimul timp, am pomenit la începutul discuției noastre despre acești influenceri, youtuberi,
De ce dezvoltarea personală este atât de dezbătută, criticată și sunt atât de multe tensiuni în jurul subiectului? Pentru că este această specie pe care de apariție a acestor personaje care în jur de 25-26 de ani nu au făcut prea multe lucruri în viața lor, dar ne sfătuiesc cum să ne trăim viața. Și pentru oamenii care au trecut puțin prin mai multe experiențe, ne uităm așa cu un zâmbet condescendent la astfel de apucături și intuim că în spate este foarte mult marketing. Marea capacitate a acestor personaje este de a crea un scenariu bun și de a folosi o cameră în fața căreia pot vorbi. Cum se vede dezvoltarea personală din perspectiva psihologului? Deja trebuie să luăm în serios acest lucru, mai ales după ce ne-am uitat în carte, am văzut că nu este de glumă cu acest lucru. Da, pentru că avem de face cu prevenirea unor probleme, uh-huh, și aceasta este o dezvoltare. În același timp, ceea ce spune și termenul, dezvoltarea este o evoluție noastră, uh-huh, pe parcursul vieții, ceea ce ne ajută să devenim maturi, să ne asumăm anumite lucruri, să știm cum să facem lucrurile. Nu putem scăpa de maturitate și de maturizare. Exact, că vrem, că nu vrem, noi ne dezvoltăm personal, putem să ne dezvoltăm în direcția greșită. Da, la fel ca, da, o vie care crește sălbatic. Exact, uh-huh, oarecum dăm o direcție. De asemenea, este și optimizarea, care, uh-huh, e echivalentă, uh-huh, dezvoltării personale. Optimizarea înseamnă să fac mai bine anumite lucruri, să învăț mai bine, să relaționez mai bine, uh-huh, să am o relație mai bună cu Dumnezeu, nu? Este exact, tot o relație. Exact. Și în sensul acesta, pericolul dezvoltării personale în sens larg sau prea general, uh-huh, și aici vom atinge deja problemele dezvoltării personale, uh-huh, pot fi un surogat de spiritualitate sau poate fi dezvoltarea aceasta personală prost înțeleasă. Ceea ce nu cred că este cazul. N-ar trebui să fie cazul. Nu este un surogat de este un concept care transcende toate arile vieții noastre. Exact. Este vorba și despre dezvoltarea fizică, emoțională, cognitivă, adică asupra gândirii, informațiilor pe care le dobândim, spirituală. Toate arile vieții noastre sunt atinse de conceptul acesta, de dezvoltare. Ca să iau metafora aceasta care mi este preferată, bunicul meu a fost viticultor, odată ne-am apucat noi și am tuns via și am omorât-o, apoi ne-a învățat el cum să tăiem via. Dezvoltarea personală este să învăț să folosesc foarfecul de vie și să tai, să urmăresc. Să urmăresc, da, vițele, să dau, să văd unde este potențial de creștere, să elimin din viața mea acele obiceiuri sau apucături, atitudini, frici, temeri, fobii care nu îmi sunt folositoare și să încerc să-mi călăuzesc creșterea. Altfel, așa cum spuneam, oricum ne maturizăm. Nimeni nu scapă de îmbătrâniri decât prin moarte. Dar ne maturizăm în sensul că noi creștem, dezvoltare nu are nimic de a face cu vârsta, de la o anumită vârstă, cum spuneam, mm-hmm, să zicem după 18-20 de ani, nu are de a face cu trecerea timpului, ci cu ce faci în acel răstimp. Iar această metaforă mi se pare excepțională pentru că vizează exact fenomenul acesta al metacogniților de selecție. Noi avem foarte multe gânduri, avem foarte multe emoții, dacă nu le selectăm și ele devin un fel de lege, da, pentru noi și călăuză, vom pierde esența de cele mai multe ori. Da, citind primele capitole, am înțeles că metacognițiile pot fi și niște ancore sau niște cârligi de pescuit pe care le aruncăm în apa tulburea subconștientului nostru, tragem și uneori avem surprize ce găsim acolo. Da. Dar acele lucruri, odată scăldate, pentru că este trecutul nostru, trebuie să ne asumăm, o să revenim la această temă, la asumarea trecutului. Eu trebuie să-mi asum un trecut de a unui orfan, crescut ca orfan la 5 ani, crescut de o mamă tânără, care a rămas văduvă, nu s-a mai recăsătorit, o grămadă de traume, frustrări, bullying în școală și așa mai departe. Toate acestea le-am ascuns undeva, le-am depozitat, nu vreau să mă mai uit la ele. Vreau să-mi repovestesc, vreau să am o altă narațiune asupra trecutului meu, aș vrea să mă prezint altfel celorlalți. Curajul, și asta este
ceea ce definiți dumneavoastră ca metacogniții, curajul este de a arunca undița și uneori s-ar putea să nu-mi placă. Să scot de acolo o cutie ruginită, să scot de acolo un pantof stricat al trecutului meu, dar din asta pot face trepte ca să urc și să mă folosesc de ele și să cresc în maturizare, asumându-mi ceea ce găsesc. Desigur, asta facem și în terapie și este un proces ghidat care se realizează în timp scurt. De altfel, inconștientul nostru este ca o găleată cu tot felul de lucruri utile și inutile, amestecate, care vin la suprafață prin orice împrejurări, de exemplu, un stimul din exterior aleator, pescuiește el anumite gânduri sau emoții și eu, ca agent activ, încerc să discern dacă acele gânduri sau emoții sunt folositoare sau am de făcut ceva în direcția lor sau trebuie să mă îndrept în direcția opusă sau să le ignor pur și simplu. Foarte interesant, da. Și asistându-l, într-un fel, terapeutul, psihologul devine un fel de moașă pe care, ca să vorbim în termeni socratici, nu neapărat în termenii medicali, un fel de moaș, cineva care îl ajută, nu vreau să dau drumul la acel gând, nu vreau să-l nasc, să-l scot la interval, dar terapeutul poate fi un ajutor, ci unul care încurajează și extrage acel gând și hai să le analizăm, hai să spălăm aceste lucruri și să le rearanjăm în viață. Și ca să accentuăm, cum să spun, utilitatea unor lucruri greșit sau incomplet înțelese în ziua de astăzi, aș aminti termenul de mindfulness. Mm-hmm. Îl întâlnim foarte des. Foarte la modă. Da. Este preferat de către foarte mulți, folosit într-un mod ezoteric mai mult. Mm-hmm. De ce spun că este inutil? Are un rol foarte important. Dacă ne gândim numai ce înseamnă mindfulness, înseamnă să privești atent, să observi atent și fără restricții. Foarte important lucru. De fapt, autoanaliza, chiar sub reflectorul Duhului Sfânt, trebuie să fie fără opreliști. Pentru că de altfel oprim fluxul de informații, devine inutil ceea ce aflăm. Da. Tot ce este incomplet, și vom da un exemplu tot despre anxietate, însă ideea este de autoobservare fără cenzură cu scopul de a controla mai bine. De a crea o cenzură mai eficientă. Da, și acest scop lipsește din fenomenul mindfulness de astăzi. Da, ne concentrăm asupra respirației noastre, dar care este scopul în final? Corect. Ne relaxăm, conștientizăm, interiorul nostru, nimic greșit până aici. Dar dacă nu facem nimic cu asta, rămânem suspendați, nu, ne simțim bine și relaxați pe moment, dar nu beneficiem de un lucru foarte valoros de altfel. Da. Și acolo aș pune informații noi sau eficiente. Bun, încotro mă duc dacă am descoperit asta. Da, dacă Duhul Sfânt, foarte bine ați adins, dacă Duhul Sfânt mă cercetează și devin sau ajung în toate mințile, cum se spun, da? Ca să traduc acest concept de mindfulness, sunt foarte, sau cum spuneau părinții deșertului, de trevzie. Acea stare de trezire, de atenție spirituală maximă, Duhul Sfânt mă cercetează, Dumnezeu, ești bârfitor. Dacă sunt bârfitor, nu îmi place chestia asta, nu, hai să gândesc pozitiv. Nu sunt, sunt doar un tip mai carismatic sau mai popular. Nu, ești bârfitor, spune Duhul Sfânt. Atunci eu trebuie să îmi creez un nou tip de cenzurare, un nou tip de îngrădire. Da. Fiind conștient, având această metacogniție, asta îmi va influența cursul gândurilor și, bineînțeles, al acțiunilor în relații cu ceilalți. Teama este una dintre emoțiile frecvente și anxietatea este o complicație a acesteia. În teamă avem o idee că trebuie să controlăm teama pentru că apare nevalnic și ceva ni se pare foarte rapid a fi neregulă. Și atunci tendința este să spunem, bun, hai să fiu calm, să nu mă tem, să mă liniștesc. Da. Și asta ce face? Exact ce spuneam, oprește procesul de înțelegere a fenomenului cu ajutorul acestor metacogniții, un dar special pe care le avem, ceva, o abilitate specială și anume
Tot acestea ne ajută să ducem procesul mai departe. Bun, hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă scenariul acela catastrofal ar avea loc. Da. Și prelucrând, de fapt, anxietatea sau gândul acela care conține teama, până la capăt voi fi capabil să controlez. Până atunci nu. Voi spune, de exemplu, întreb un client ce gânduri îți trec prin minte atunci când te temi. Mă gândesc să nu mă tem. Prin asta și-a oprit procesul de la primul pas. Da. Deși sunt temeri. Complet inutil. Da. Sunt temeri absolut legitime. De exemplu, dacă am teama teama de moarte, de distrugere, de invaliditate, de lovire și sunt niște tăitori de lemne care tai un copac. Ei îmi spun, dați-vă de acolo, că copacul cade în direcția dumneavoastră, dar eu încerc să fiu așa în toate mințile și foarte conștient și spun, sunt relaxat, nu mă tem, voi sta aici, acel copac este doar o iluzie, trăim într-o lume platonică, dacă mai sunt influențați de filmul Matrix, spun, acesta este doar o creație a minții mele și s-ar putea să sfârșesc, fie accidentat foarte grav, fie chiar să dispar fizic. De aceea autoanaliza ne ajută să reevaluăm tot timpul, suntem în proces de, există acest, cum bine l-ați numit, acest soft lăuntric, care funcționează cu datele pe care le livrăm și în momentul când trăim în viață, când intrăm în viața reală, datele acestea tot schimbă. S-ar putea că atunci când mă duc în pădurea Felix să n-am nicio pricină de teamă, dar dacă mă duc undeva acum în profunzimea codurilor de la Arieșeni, la vremea asta s-ar putea să mor mâncat de fiare, s-ar putea să... Deci există și facem această distinție și noi, autoanalizându-ne, trebuie să punem pe raft, să ne imaginăm că avem mai multe rafturi, frici, raftul cu frici. Frica care vine din autoconservare, autoprotejare și așa mai departe. Și asta ne ajută, citind cartea dumneavoastră, asta am avut impresia că se întâmplă în mintea mea. Dau cu mâneca totul jos, toate cărțile, eu am de multe ori dezordine pe birou și le iau și le aranjez pe categorii și îmi fac ordine pe rafturile minții. Exact. Și conștientizând, făcând ordine între gânduri, pot să îndeplinesc anumite scopuri. Și ar fi bine să am anumite scopuri. Este o tentație a zilei de azi când suntem bombardați de stimuli diverși, vizuali mai ales, nu informaționali, foarte puțin, foarte puține informații, foarte puține informații valoroase, dar ele ne pescuiesc acele gânduri din inconștient și ne confuzionează, aduc într-un punct în care nu mai știm ce să facem și tratăm problema cu alte probleme, expunerea și mai mare la știu eu, de exemplu, la ecrane sau la informații care nu sunt duse la capăt. Avem doar citate. Da. Nu este rău să știi citate și eu le notez în carnețelele mele, dar nu acestea ne schimbă, nu ne schimbă gândirea. Să citim o carte doar din citate, să avem doar câteva fragmente din ea, nu ne ajută. Sau mai avem vorbitori pe care nu îi vom numi aici, care citează vorba domnului Pleșu, autori pe care nu i-au frecventat niciodată, dar au memorat câte un citat. O temă foarte productivă a cărții și mi se pare foarte interesant este că ați adus ideea alterității, celălalt. Rolul celuilalt în procesul nostru de dezvoltare. Pentru că de obicei când îi ascultăm pe acești youtuberi, influenceri, vorbesc despre tu, tine însuți, mie mi se pare asta ca o asemănătoare cu o poveste pe care am citit-o în copilărie. Maimuțica cade într-o mlaștină, este disperată și caută să salveze trăgându-se de mustață în sus. Finalul este cu happy end, vine elefantul și cu girafa, se leagă girafa de trompa elefantului, se apleacă și maimuțica este salvată. Avem nevoie de ceilalți. Care este rolul celorlalți în crearea, articularea, autoanaliza și folosirea acestor metacogniții ca trepte în dezvoltarea noastră personală? Ca să ne amintim de faptul că această conștiință a noastră este condiționată social. Noi ne-am format în acest mediu.
aminteam despre copiii lup, da, da, ei nu da. Sunt, ori avea conștiință, dar nu pot exprima anumite lucruri. Ei, dacă nu învață până la vârsta de 10-12 ani limbajul vorbit, nu îl mai învață. Da, da. Iar acest lucru este cumplit pentru că de acolo vine autocontrolul. Sunt toate achizițiile noastre, chiar și cele practice. Câte lucruri învățăm doar privind la cineva cum face. Sunt multe lucruri extrem de complicate pe care nu le putem învăța așa. Dar ați amintit de copiii lup, ca să precizăm pentru cei care nu s-acomodați cu istoriile din spate. Copiii lup sunt acei copii care au fost fie abandonați în sălbăticie și au fost realmente, sunt câteva cazuri, au fost crescuți de fiare și au crescut între fiare. Tarzan. Da, genul Tarzan. Dar bineînțeles, povestea lui nu este una reală. Da. Și Mowgli, spre exemplu, dar... există cazuri de copii care au fost izolați de părinți, au fost copii legați, copii legați în beciuri, copii cu totul izolați de orice formă de dialog și de afectivitate. Și aceia rămân marcați definitiv pentru toată viața, irecuperabil. Da. Da. Iată ce rol important, pentru că suntem persoane în comuniune, create de persoane în comuniune. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu trinitar, care ne-a creat ca să fim în dialog. Exemplu, învățăm cum să relaționăm încă de mici copii. Noi nu învățăm tot ce e valoros din momentul în care citim o carte de dezvoltare personală. Învățăm în context social. De aceea așteptăm într-un fel să le facilităm copiilor și colectivitatea. Noi putem ține nici măcar strâns legați doar de noi, ci le facilităm contextul social cu copiii de vârsta lor și apoi cu adulți sau oameni în vârstă. Învață foarte multe din aceste interacțiuni, din fiecare în parte. Da. Și pe lângă faptul că este un construct, noi suntem, de fapt, ființe ancorate social de la începuturi, după aceea tot ceea ce dobândim este testat la nivel social. Cum ar fi, de exemplu, să spun, eu stăpânesc foarte ușor furia și dacă mă vede cineva, inclusiv acum, va spune că sunt o persoană și calmă. Și binecuvântată sunteți. Iar totuși, dacă sunt provocată, pot să fiu și eu furioasă și pot să spun că în ultimul timp am evoluat în acest sens pentru că am dorit să fac acest lucru. Dacă nu doream, eram pradă impulsurilor. Deci ceea ce numim noi, de exemplu, spontaneitate. Da. Este ceva ce nu se confundă cu aceste reacții impulsive. Spontaneitatea este capacitatea de a răspunde adecvat unor stimuli care survin rapid în mediu, nu într-un mod instinctual. Practic, noi niciodată nu funcționăm spontan, ci avem o preprogramare și o antejudecată pe care o folosim și știm într-o situație dată, sunt prea puține, prea puține situații în care în istoria noastră personală să ne ia prin surprindere. Orice ne putem imagina și imaginându-ne putem să imaginăm și răspunsul. Da, foarte interesant această prezență a altora pe lângă noi într-o călătorie. Folosiți în carte o altă metaforă foarte frumoasă, metafora călătoriei. Este un loc comun în toată literatura lumii și coperta mie asta mi-a evocat, este orașul în depărtare și este acest copăcel superb în față și văd acest parcurs al nostru că tot timpul un dialog între natură, comunitate, orașul fiind comunitate, uneori comunitatea este toxică, uneori comunitatea devine aglomerație, uneori comunitatea devine zgomot care ne influențează în mod negativ sau creează un zgomot care ne influențează, dar avem nevoie. Avem nevoie de ceilalți, dar avem nevoie în același timp de singurătate, status sub pom, de autoreflectare, de autoanaliză. Din când în când nu ca scop în sine. Exact, nu trăim pentru asta, dar nu putem trăi fără. Exact. Unul din părinții pustii a fost întrebat: de ce v-ați retras? Ca să fugiți de lume? Nu, ca să fiu mai eficient pentru lume, ca să fiu mai eficace în rugăciune sau pentru cei care vin să înduhovnicească. Deci care este rolul acestei metafore a călătoriei în economia cărții?
primul rând, ideea de proces, de dezvoltare, de ceva care se realizează în timp, exact, cu ajutorul timpului, dar nu doar având parte de timp, deci este un proces activ. De asemenea, într-o călătorie pot să apară tot felul de incidente, plăcute sau neplăcute, unele ne ajută în dezvoltarea noastră, altele stopează dezvoltarea sau sunt piedici pe care trebuie să le surmontăm. De asemenea, mi se pare valoros să fim în călătorie împreună cu alții, așa cum am specificat în povestea inițială, deoarece nu vrem să fim, să rătăcim, dar nu numai atâta, este mai plăcut să călătorești împreună cu cineva. Toate basmele care creează cultura europeană și sunt din cărămizele fondatoare ale mentalului colectiv, au o călătorie. Făt frumos, Harapalb este în călătorie, romanele de formare epoca medievală romantică, apoi toate au această idee de, și foarte frumos cuvântul și foarte bine folosit, proces. Proces și progres. Noi avem calchiez, progresul pelerinului. Da? Deci este o înaintare. Suntem într-un proces, proces înseamnă să fac pas cu pas, înaintez, sunt într-un progres și am în vedere o destinație. Exact, este un început, o planificare, nu mă apuc să merg, mă pun pe tren și nu știu unde, se mai întâmplă, mai sunt care fac asta, dar nu este considerată a fi în sfera normalului sau atipicului, cel puțin. În același timp, nu este un proces obligatoriu. Și nu este obligatoriu să fie tot timpul. O călătorie nu e ceva ce facem tot timpul, facem din când în când. Pentru a ne relaxa, pentru a ne aduna gândurile, exact asta este și o călătorie, asta este și autoanaliza. Ar trebui să fie o călătorie din când în când, nu o preocupare continuă. Și în același timp avem pietrele de hotar, de care avem foarte mare nevoie ca să nu ne rătăcim, să nu ne învârtim în cerc. Și acestea trebuie să marcheze un traseu. Acum sunt unii curajoși care merg pe trasee nemarcate. Dar iată rolul relațiilor, pentru că pe trasele nemarcate sunt alpiniști care construiesc, așa zisele, momâi. Este o construcție de pietre care se vede că nu sunt la întâmplare, acolo nu sunt așa din natură, menite să te păzească de, nu știu, ajunge pe marginea prăpastiei sau de a te învârti în cerc. Și avertizare și ghid, foarte, chiar în titlul cărții, pietre de hotar în dezvoltarea personală. Pietrele de hotar ne mai ajută să înțelegem și când am depășit. Foarte interesant ce se întâmplă pe Everest. Este tragic, profund în același timp. În momentul când urcăm pe un asemenea traseu și ne imaginăm, urcând, gândiți-vă la alpiniștii care merg pe Everest, că ei își iau ca pietre de hotar pe cei care au ieșuat. Sunt acele cadavre înghețate care funcționează ca marcă, dar atunci tu știi că ai depășit acel punct la care celălalt a rămas, că celelalte sunt ghetele, vesta galbenă, ghetele roșii și așa mai departe. Anume, sunt etichetate așa pentru că fugim de gândul că acolo este o persoană care a ratat. Vorba unui alpinist, drumul spre Everest este presărat cu cadavrele unor oameni care au fost foarte bine motivați cândva. Deci ei au avut ideea de a ajunge la sfârșit, dar nu au avut. Iată că ratarea e posibilă, da? Nu întotdeauna ajungem la destinație. Și asta este adevărat. În același timp, pietrele de hotar ar trebui să ne păzească de asta, să ne spună aici, trebuie să fii atent sau să acorzi mai multă atenție, să nu treci pe lângă fără să te gândești că este drumul tău sau să verifici. Pe marcajele de la marginea străzii scrie la ce localitate vei ajunge și acolo poți să te uiți să vezi dacă te-ai pierdut sau nu, dacă ești pe drumul cel bun. Sau cât mai este. Cât mai este până la destinație. Vorbiți despre că toți aș vrea să rămânem la metafora călătoriei, care mi se pare consacrată pentru însăși viața.
și mi se pare superbă ca instrument de adunare a acestor, acestor meditații, cum le spuneți, meditații în SEO. Iar mi s-a părut interesant, nu cred că vom avea timp să discutăm despre, poate la următoarea întâlnire discutăm de ce meditații și nu SEO-uri, de ce meditații și nu rețete, că vin din partea unui terapeut, dar vorbiți în această călătorie de asumare a trecutului. Întotdeauna într-o călătorie, când sunt, mai ales când sunt în urcare, mi s-a întâmplat urcând Transfăgărășanul cu bicicleta, m-a ajutat foarte mult să văd de unde am venit. Mai aveam 2 km până în vârf, nu mai aveam apă și simțeam că nu mai pot, voiam să chem mașina de asistență. Dar în momentul când m-am uitat, domnule, uite cât drum am parcurs, uite de unde am venit. Și a fost o asumare a trecutului. Vorbiți despre un act foarte curajos, asumarea trecutului. Putem, ce rol are? Nu-i mai bine să uităm, nu-i mai bine să aruncăm, este o expresie, în marea uitării, tot trecutul. Cele vechi s-au dus, iar toate lucrurile s-au făcut noi. Trecutul și prezentul. Poate nu sunt mai nemulțumită acum de ceea ce sunt sau sunt în stare să fac, decât am fost în trecut sau de trecut. Mulți se gândesc și Eclesiastul spune să nu ne gândim la vremurile din urmă și să spunem că ele sunt mai bune. Da. Nostalgia, da. Nostalgia aceasta zice-se că nu este înțeleaptă. Astăzi este o perioadă foarte bună și cu, de fapt cu cât sunt mai nemulțumit de mine, cu atât mai bine. E semn bun. Înseamnă că m-am depășit și când spun m-am depășit, nu înseamnă că am progresat foarte mult în raport cu ceea ce puteam. Asta este destul de intuitiv, dar în același timp mi se pare un scop din afara mea mai important decât persoana mea. Iar acest lucru este un semn de sănătate mentală. Foarte interesant. Da. Atunci când sunt foarte preocupat de mine și de autoanaliză și de fricile mele, de ideile spaimă, cum le spune Noica, ale vremurilor noastre, nu am niciun beneficiu. De fapt, atunci stau pe loc, stagnez. Atunci când pășesc mai departe și îmi dau seama că pot merge mai în continuare, pot continua cu încredere în sine sau fără încredere în sine. Atât de mult se pune accentul pe faptul că trebuie să ai încredere în sine. Nu trebuie să ai încredere în sine, pe aceea o creezi. Trebuie să știi cine ești. Ești un om cu foarte multe capacități. Ți le-a dat Dumnezeu, trebuie să le folosești. Da, știu că printre altele sunteți și o alergătoare, respectabilă, faceți multă mișcare, ca unul care am oarecum experiența aceasta a cursurilor lungi. Dar ce ne-am face dacă dintr-o alergare în care v-ați accidentat sau nu ați luat încălțămintea potrivită sau n-am luat echipamentul potrivit, nu învățăm din trecut. Următoarea cursă poate fi fatală. Următoarea poate să fie una în care compromit nu numai soarta mea, ci soarta unei echipe întregi. De aceea tot timpul trebuie să ne întoarcem în trecut, să învățăm din experiența trecutului. Practic, cu viața aceasta vorbim tot în termenii lumii noastre, digitalizate deja, tot timpul ne reîncărcăm baza aceasta de date și practic avansarea în vârstă, îmbătrânire, este un mare avantaj, că baza noastră de date este mult mai mare acum, avem mai mult trecut în față din care să selectăm deciziile cele mai bune în funcție de experiențele trecute. Ceea ce ți asumi nu mai trebuie să rezolvi. Da, foarte interesant. De pildă, interesant. Când asta. Ți-e frică, ți asumi acea frică și te confrunți, înfrunți realitatea aspră pentru tine. Și prin aceasta scade, sau prin această acțiune scade anxietatea. Da. Ce interesant să ai de reținut, ce îți asumi, nu mai trebuie să rezolvi. Putem oare noi, nespecialiști fiind, să ne apucăm de aceste întreprinderi atât de riscante, autoanaliza, asumarea trecutului, introspecție, mai ales să facem distinția, să despărțim emoțiile, intrăm într-o altă parte a cărții în care discutați despre emoții, emoții de episteme, de cogniție, pentru că avem de la Platon încoace, avem schema platonică pe care a lucrat și Augustin, partea de pulsiuni emoționale, de emoții primare și partea de rațiune, de analiză calmă. Cum putem, nu este prea schematic sau rețetarist
să credem că putem, este o graniță între cele două și putem să schimbăm așa cum schimbăm viteza la mașină sau cum punem pe diferite moduri să analizăm emoții, apoi să trecem în partea rațională care analizează emoțiile. Aici trebuie să înțelegem care este rolul emoțiilor. Uh-huh. Ele sunt semnale. Uh-huh. Eu mi le-am imaginat ca pe niște semnale sonore. Uh-huh. Uh-huh. Dacă vreți un clopoțel sau ceva mai complex, este o melodie, o muzică, aceste semnale ne spun ceva, dar nu neapărat ne spun ceva adevărat sau valoros. Interesant. Din punct de vedere rațional. Rațiunea nu este doar nu este doar logica. Rațiunea este ceva care ne face să alegem bine. Este o instanță superioară, este poate conștiința noastră, este instanța decidentă noastră, care operează în scopul adaptării noastre, dar operează și în raport cu conștiința binelui și răului, cu acel sistem lăuntric care se rafinează tot mai mult. Nici măcar acesta ne este dat, dar nici măcar acesta nu este curat de la început. Nu știm interesant. Că facem ceva bun sau rău, decât cum? Prin confruntarea cu cei din comunitate, cu aflarea adevărului. Știți cum am imaginat aceste emoții semnal, conducând foarte mult și foarte mulți kilometri, îmi imaginez că acel bord la mașină care se aprinde diferite beculețe, când nu e ulei se aprinde roșu, când trebuie să alimenteze se aprinde galben, dar la un moment dat s-ar putea să vină cel de la care lua mașina și zice, vezi că se aprindă niște beculețe acolo, ignoră-le. Și atunci îți explică, de ce? E senzorul defect, de fapt are apă, dar ție o să apară că nu are apă. Exact. Ei, această informație este foarte utilă, altfel mă panichez, n-am apă, mă duc, mă învârt, domnule, ce s-a întâmplat, am stricat mașina omului. Nu, ce importantă este informația? Informația cum vine? Pe cale rațională. Și atunci nu mai trăiesc emoția de panică, frica, ce o să se întâmple, nu o să ajung la destinație și așa mai departe. Iată ce important este să fim informați și asta este rolul acestei cărți. Mi se pare mie foarte, foarte util că este o călăuză prin această junglă în care uneori trebuie să folosim maceta, să tăiem și să mergem mai departe, alteori trebuie să dăm la o parte o liană care s-ar putea să ne agațe. Așa am văzut, cel puțin cât am parcurs până acum în cartea noastră, o călătorie printr-un teritoriu uneori umbros, întunecos, alteori sunt poieni de luminoase, izvoare, călătorie prin sufletul uman și foarte multe avertizări vis-a-vis de capcanele pe care le poate avea sufletul omenesc. Timpul nostru trece foarte repede, dar aș vrea să ajungem la o altă temă sensibilă și n-aș vrea să o survolăm foarte repede, și anume ne întoarcem la acea vorbire cu sinele. Există în popor percepția că cine vorbește singur sare acu, era imaginea la pick-up, că sărea acu, nu-i normal. Este ok să vorbim cu noi înșine, este ok să vorbim nu doar fără voce, ci chiar cu voce, să vorbim cu noi înșine, să intrăm în acel dialog lăuntric interior. Este necesar pentru dezvoltarea noastră. Ceea ce nu, ce face lucrurile să fie, să pară ciudate, este când o faci cu voce tare sau când o faci în public sau nu ai un control asupra cursului gândurilor. Căci iată, și vocea aceasta lăuntrică nu este o voce pe care trebuie să o ascultăm la nesfârșit și să spune, a, așa ne poruncești, mergem mai departe. Ci este o voce pe care trebuie să o discern, chiar dacă are timbrul vocii mele lăuntrice, poate fi vocea rațiunii, a inconștientului meu, a Duhului Sfânt, poate fi vocea celui rău sau unui duh străin. Da. Avem această convingere că este, mintea noastră este un teritoriu. Aici nu vorbim de auzire de voci, dar vă dau un exemplu. Am făcut o greșeală față de niște apropiați, niște prieteni. Am făcut o greșeală în urmă cu vreo două luni. M-am suit în mașină și o voce mi-a spus clar, dar am verbalizat-o. M-am uitat în oglinda de retrovizoare și am zis, ești un nemernic.
dar știam cine spune cui. Da? Cred că genul ăsta de dialog, noi bărbații vorbim mai dur cu noi înșine și probabil așa și trebuie, dar cred că genul ăsta de voce este cea care te condamnă și știam că este corect diagnosticul, știam că este corectă condamnarea și știam ce am de făcut. Trebuie să-ți ceri iertare. Da. Trebuie să-ți da. Ceri iertare, trebuie să repari, trebuie să restaurezi ce se poate restaura, că uneori nu putem restaura. Cred că acest gen de autoanaliză și acest gen de autocenzurare și acest gen de autopedepsire, nu suntem masochiști sentimentali, dar cred că uneori trebuie să ne ținem noi pe înșine, noi pe noi înșine din scurt, cu culesa scurtă, cum se spune. De fapt, această vorbire cu sine este inevitabilă, pentru că tot ceea ce cunoaștem, toate conceptele pe care le avem sunt verbale, sunt mediate de limbaj. Nimic din ceea ce nu putem numi, nu conștientizăm propriu zis. Și nu putem să manipulăm la nivelul minții. Chiar dacă eu mă uit la o imagine și spun că este o clădire care este bine luminată și are vârf o cruce, este o biserică, deja am vorbit în mintea mea și am exprimat ceva. Da, da, da. De asemenea, da. Dialoguri interioare cu o altă persoană, îmi imaginez dialoguri. Este absolut normal să fac lucrul acesta. Da. Dar indicația este să schimbi cursul acestui dialog într-unul care să includă iertarea, să includă confruntarea dacă este nevoie, să includă ceea ce va urma să vorbești, de exemplu, pregătirea unora pentru examen este explicit o vorbire cu sine. Exact, exact. Îi vezi pe câte unii că se plimbă prin cameră și repetă ceea ce urmează să scrie. Da. Și, bine, n-a fost niciodată genul meu, n-am putut să fac așa, dar sunt persoane care acționează sau, perfect de exemplu, trebuie să în mă duc acesta. Trebuie să mă duc la medicul cardiolog, da? Pe drum înspre medicul cardiolog îmi imaginez ce o să mă întrebi el și să imaginez nu ce o să-i răspund, da. Să spun. Și o să spună, de ce te-ai îngrășat? Păi m-am îngrășat ca așa și de ce? Și o să trebuie să așa. Și eu deja îmi pregătesc o, dar cine vorbește? Vorbește chiar medicul cardiolog? Nu. Și eu proiectez o situație față de care vreau să mă apăr, vreau să-mi găsesc scuze, vreau să îi proiectez lui o imagine bună despre mine, că metabolismul meu după 50 de ani s-a modificat și așa mai departe. Deci, iată că deja ne pregătim, aici ne înțelegem ce înseamnă și cum funcționează metacogniția și în direcția bună și uneori și în firea noastră pământească care este coruptă, vrem să ne protejăm, vrem să ne scăpăm de consecințe, vrem să îi înșelăm pe ceilalți, sigur, să ne justificăm, să mințim, să ne auto-mințim. Da, și în același timp ne rugăm, exact, tot folosind cuvinte de multe ori. Exact. Nu întotdeauna reușim să exprimăm, dar Duhul Sfânt exprimă și în mintea noastră pot fi puse cuvinte. Da, când uneori ne rugăm și aici va trebui să ne apropiem cu părere de rău de final, dar uneori când ne rugăm, Doamne, dacă cumva ți-am greșit și o voce lăuntrică spune, dacă cumva, cu siguranță, cu siguranță acela este da. Foarte. Recomand cu toată căldura cartea doamnei Anca Axente și se pare că din tot ce mi-am notat eu din carte am ajuns numai pe la un sfert. Așa că ne mai așteaptă probabil încă două întâlniri. Dacă sunteți de acord, vă invităm din nou să discutăm și vom începe cu realitate și percepție. Nu avem timp să dezvoltăm acum, dar închei cu această idee, dragii mei. Un profesor de jurnalism spunea, dacă maică-ta îți spune că te iubești, verifică încă o dată din trei surse independente ca să afli dacă e adevărat. De ce? Pentru că noi jurnaliștii creiem percepția asupra realității. Nimeni nu o să livreze realitatea așa cum este ea. Ei, vom discuta data viitoare cu doamna Anca Axente cum anume putem să percepem realitatea în mod corect, cum ne creionăm realitatea noastră și cum ne ferim de deformări ale realității care s-ar putea să ne conducă înspre situații rele pentru noi și chiar să ne afecteze numai emoțional, ci fizic, biologic, să ducă până la dispariția biologică. Faptul că anulăm să privim realitatea așa cum este. Copacul acela nu există, este doar o percepție a mea, cade peste mine și mă omoară. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și mulțumesc sper să eu. Ne reauzim curând. Cu siguranță!